Cruceanu, aplauzele dumneavoastră pentru ei. Deci, cum se degustează vinul? La degustarea vinurilor, vinul se toarnă încet în pahar. Încet! Gâlgăitul lent din gura sticlei nu este permis într-o poruncele sacre ale degustării. Deși, fără îndoială, înseamnă și el ceva. După ce vinul a ajuns în pahar, paharul se ridică încet, 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 spre lumină. Spre lumină. Ochii omului urmăresc plăcinătura uleioasă, în timp ce raza intră în pahar. Asta înseamnă limpiditate și culoare. Încet duci paharul spre nările deschise. Acum ochii se închid pe jumătate. Prin nări mireasma pătrunde sus. O fi acolo vreun platou pustiu unde mirosul este captat și concentrat. Și acum, buști, restorn cu grijă paharul. Iai câteva picături, nu le dai drumul pe gât, nu, ci le plimbi. Da, faci ca vinul să ocolească gura și limba în marele întuneric de acolo. Și cum ai plesnit dintr-un bici, în cele din urmă îl arunci cu limba în bolta palatină care așteaptă ca arșița ploaia și ca explozii în adâncul mării, gustul vinului cucerește toată ființa ta. Ce că vinul de hibrid jumătate e acid, iar a doua jumătate e din graduse și spirit. Și a treia jumătate e aroma de hamei, care mroașcă în sus scânteii. Și a patra jumătate e culoarea boiagiei. Și a cincea jumătate e mirosul de scumpii. Numai una n-are vinul, jumătatea cea mai mare. Un străjer să pui în gură ca să bei mai cu măsură.